Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Doctor în Invitatul meu de astăzi este nutriționistul Luisa Florea. Bine ne revedem, Luisa! Bine v-am găsit! Și povestim despre alt fel de produse, produsele dietetice. Foarte multă lume are tendința, mai ales în ultima vreme, să aleagă variantele dietetice versus sau în locul produselor tradiționale. De ce? Sună bine. Adevărul este că atunci când mergi la cumpărături și treci pe la raionul cu produse dietetice și îți cumperi o ciocolată dietetică, te simți ca și cum ai câștigat la loterie. Adică, wow, am făcut o economie extraordinară de calorii, dar dacă te uiți la valorile nutriționale, la numărul de calorii uh, și la ingrediente, poți constata că este vorba de un produs uh, destul de similar cu produsul pe care ți l-ai fi cumpărat tu, dar nu este considerat dietetic. Și aici uh, putem uh, cădea ușor în capcana produselor dietetice dacă nu citim eticheta pentru că dacă ne cumpărăm o ciocolată care a fost îndulcită cu un dulcitor artificial sau un dulcitor natural, dar nu zahăr, poate să aibă un număr la fel de calorii ca și o ciocolată obișnuită sau să facem o economie doar de 100 de calorii dacă mâncăm întreaga ciocolată. Problema este că noi ne gândim că dacă am consumat un uh, produs dietetic, am făcut economie de calorii, dar neștiind exact de câte calorii am făcut economie, vom tinde să mâncăm un pic mai mult în ziua respectivă. Și atunci putem să mâncăm un număr mai mare de calorii decât caloriile pe care noi le-am economisit și astfel, pe termen lung, să luăm în greutate în loc să ne menținem sau să slăbim. Spune-mi, te rog frumos, în primul rând, ce înseamnă dietetic? Odată, ce înseamnă dietetic pentru un nutriționist? Și ce înseamnă dietetic, hai să spunem așa, în accepțiunea populației care nu are neapărat cunoștință avansată de nutriție și dietetică? Dietetic este de multe ori un termen de marketing în sensul că, de exemplu, sunt persoane care își cumpără biscuiți digestiv în loc de biscuiți obișnuiți. Dar ca și număr de calorii, biscuiții digestivi au la fel de multe calorii și un aport la fel de mare de zahăr ca și biscuiții obișnuiți. Uh, produs dietetic înseamnă de multe ori că un ingredient a fost înlocuit, un ingredient precum zahărul a fost înlocuit cu un îndulcitor artificial, cum, precum ar fi zaharina, sau a fost înlocuit cu stevia. Uh, sau... Produs dietetic mai poate însemna că este un produs destinat persoanelor care suferă de diabet, persoanelor care suferă de intoleranță la gluten sau intoleranță la lactoză, și atunci compoziția produsului a fost modificată. Dar acum. Este la modă să consumăm, să consumăm produse dietetice chiar dacă nu avem o anumită afecțiune, ceea ce nu ne, nu ne ajută pe termen lung, pentru că putem să devenim frustrați, pentru că am optat pentru un produs dietetic doar gândindu-ne că este mai sănătos, când de fapt nu neapărat este și optăm pentru un produs care uh, nu are un gust la fel de bun ca și produsul convențional. Dar, din nou, pentru moral contează că ai făcut economie, fie ea cât de mică, și de 50 de kilocalorii sau de 5 grame de zahăr. Uh, ne poți face așa o listă cu cele mai frecvente produse dietetice pe care le cumpărăm și le consumăm? Da, să ne gândim că suntem la cumpărături și trecem pe la raionul de lactate. Cel mai popular este să optăm, de exemplu, pentru un lapte care a fost degresat, un lapte care are 1,5% grăsime față de un lapte integral care are în jur de 3,5% grăsime, gândindu-ne că facem o mare economie de calorii, dar depinde ce cantitate de lapte bem într-o zi obișnuită, pentru că dacă noi ne punem doar 100 de ml de lapte în cafea, economia de calorii este destul de mică dacă bem o singură cafea pe zi. Însă dacă suntem o persoană care ne dorim să sl să slăbim, și uh, bem două, trei cafele pe zi în care este mai mult lapte decât cafea, atunci merită să facem trecerea la un lapte degresat pentru a ne ajuta uh, ca să slăbim. O altă variantă este iaurtul cu 0% grăsime sau iaurtul cu 2% grăsime în loc de un iaurt integral 3,5% grăsime sau 10%. În special pentru copii e important ca părinții să rețină, să opteze pentru lactate integrale, pentru că ei au nevoie de o cantitate mai mare de grăsimi decât un adult. Și atunci pentru copii cumpărați de fiecare dată iaurturi 3,5% grăsime sau chiar 10%, Dar chiar și pentru adulții care își doresc să își mențină greutatea sau uh, vor să slăbească, să opteze tot pentru variantele integrale, pentru că sunt mult mai sănătoase decât variantele degresate. Deci, iaurt 3,5% sau sana sau kefir. Alte variante populare sunt uh, cerealele de mic dejun uh, sau uh, musli în locul cerealelor cu adaus de zahăr. Dar e important să citim eticheta, să vedem dacă într-adevăr este un produs mai sănătos, dacă are mai puțin zahăr sau mai puține calorii sau de fapt este exact la fel ca și cu produsul pe care noi îl cumpărăm înainte. Dacă mergem la praionul de panificație, sunt foarte populare rondelele de orez în loc de pâine sau uh, pâinea, pâinea uscată, pâinea, pâinea prăjită în loc de pâinea obișnuită dar depinde ce facem și ce cantitate consumăm în loc de pâine. Dacă suntem o persoană care consumă în mod normal vreo 4-5 felii de pâine pe zi, dar le înlocuim cu 10-15 rondele de orez, putem să constatăm că consumăm același număr de calorii ca și înainte. Dacă ne dorim să slăbim, E important să ne uităm și la numărul de calorii, nu doar la a înlocui un produs cu altul, dar să mâncăm din produsul dietetic o cantitate dublă. Atunci când ne dorim, de exemplu, doar să slăbim, unde putem face adevărata economie alegând produsele dietetice? Adevărata economie o putem face uitându-ne la valorile nutriționale, adică să ne uităm dacă. Un produs alternativ are într adevăr mai puține de calorii decât celălalt și dacă îl vom consuma în aceeași cantitate, adică dacă înlocuiesc o felie de pâine, cu uh, rondele uh, una, două bucăți de rondele de orez integral, s-ar putea să aibă mai puține calorii. Dar dacă eu mănânc 3-4 rondele de orez în loc de o filie de pâine, va avea la fel sau mai multe calorii. Deci la cantitate și la numărul de calorii per produs uh, să fim atenți atunci când ne dorim să slăbim. Foarte multe persoane uh, confundă mențiunea dietetic cu mențiunea bio. Ne poți spune ce înseamnă bio de fapt? Bio înseamnă că ingredientele care au fost folosite pentru a face produsul sunt din cultură organică, dar există cazuri în care doar câteva dintre ingrediente sunt bio. Capcana este de a crede că ele au mai puține calorii uh, și astfel sunt mai sănătoase sau că sunt mai sănătoase dar doar pentru că sunt bio. Dar de fapt numărul de calorii este același ca și pentru produsele convenționale. Asta înseamnă că dacă luăm o ciocolată cu ingrediente bio uh, și o ciocolată obișnuită, numărul de calorii este același. Și atunci, dacă vrem să slăbim uh, să ținem cont de numărul de calorii per produs, nu de faptul că este organic sau nu. Organic nu înseamnă neapărat că este mai sănătos, cantitatea face diferență. Și iată de ce, dragi telespectatori, este bine să mergem la nutriționist, eventual să și plecăm de acolo cu lista de cumpărături. Îți mulțumim foarte mult, Luisa. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Iar cu dumneavoastră să ne revedem sănătoși.